Ne reîntâlnim astăzi cu imaginea, miraculoasa imagine a lumii trăite. Ne aflăm într-un decor virtual, prezentăm o acuarelă, una din acuarele făcute de mine în spațiul montan de la Bușteni. Pădure, apă, un sfârșit de toamnă, frunzele roșcate, o zi după aceea a nins. Parcă revăd și acum, era sfârșit de noiembrie și totuși a nins destul de devreme. În fine, vom continua cu imaginile pe care le-am desenat data trecută, acel contrast între tensiunea străzii într-un spațiu clasic, o muzică clasică, să-i spun așa, și acel rustic eliberat de tensiunea străzii, o tensiune benefică, este totuși un dialog cultural aici, al anilor 1870, 80, 1880, 90, 1895, 900, vorbim de cec. Și această imagine a superbului, folosesc de multe ori cuvântul, superbului muzeu al satului, dominat de verticala Bisericii Dragomirești și siluetele caselor care se desfășoară în fața ochilor, așezate pe un plan de vegetație, pe cornișa lacului, în care plutesc niște ambarcațiuni, reflexul clădirii în apă, încerc să induc observatorului trăirea acestui spațiu, repet, dominanta unei clădiri ecleziastice, Biserica Dragomirești, acoperișurile, jocul de acoperișuri. Mă întorc cu imaginea, la imaginea unui pod care își descarcă energia convexă și se reflectă în oglinda lacului. Același lac în care plutește aceeași barcă, pânzele care se reflectă în oglinda apei, orizontala locului, verticalele, suita de plopi sau sălci. Și iarăși mă întorc de la acest peisaj dominat de clorofilă și apă, și lemnul de la muzeu, repet acest exemplu notabil pe plan mondial de arhitectură rustică, repet, a fost printre puținele muzee, printre primele trei muzee din lume. Astăzi, nu știu dacă sunt vreo 50-60 de muzee. Norvegienii au făcut după noi un muzeu. Și sigur, gândurile mele mă duc către muzeul satului din Sibiu, acel frumos oraș de pe Marele Cibinului, deci muzeul din Sibiu, mai mare ca suprafață decât muzeul satului, mai oxigenat puțin, dar fără să aibă concentrare de case din diferite regiuni ale României. Deci, de la această arhitectură eliberată de tensiune și de caldarâm sau de asfalt, mă întorc către această arhitectură a unui dialog peste timp, a unui dialog cultural. O arhitectură în care desenez din nou, sau bruionez mai degrabă, spațiul umbrei și spațiul luminii. La umbra acestor materiale textile, intru într-un detaliu voit tehnic, acele cornișe de pânză care oferă umbra necesare
umbra necesară savurării unei beri, la carul cu bere. Deci această umbră, mulțimea de consumatori, oamenii care populează acest centru, privirea staționează către peisajul pitoresc al meselor de pe terasă și apoi privirea sălășește către arhitectura goticului, clădirii care adăpostește la parter și la etajul întâi, carul cu bere, și mai departe o clădire a anilor 70, cum spuneam. Și imediat, privirea noastră transportă pe plan cerebral atenția noastră către clădirea monumentală a Palatului Poștelor, cum se spune, sau a Muzeului Național de Istorie. În spate am lăsat, într-un periplu imaginar, frumoasa biserică Stavropolios și strada, perpendiculară pe această stradă, conținând intrarea din posterioară a Muzeului de Istorie și intrarea la biserica Stavropolios. Și iarăși privesc acest monument extraordinar al clădirii cecului. O notez, 1895-1900. Demonstrație de maximă valoare a măiestriei arhitecturale și tehnologică. Sistemul de încălzire a această clădire era noutate în Europa pe vremea aceea, încălzire centrală. Dar nu intrăm în aceste detalii. Deci, încă o dată, această tensiune benefică între clădirea aflată în umbră și clădirea luminată în momentul ăsta al zilei. Și deodată capul acesta de perspectivă. Și dominant. Iarăși, repet, dominantă și orizontală liniștită. Aici nu avem de-a face cu o tensiune pe care o trăiam în parcursul peregrinării mele, a noastre, pe stradă, pe această stradă foarte circulată, să simulez aici o imagine a umbrei purtată de clădire pe stradă. Aceasta se află într-o umbră benefică vara și masa de lumină care scaldă pânza umbrarului de la carul cu bere și în această răcoare a umbrei purtate de pânză, consumatorii de la splendida clădire a carului cu bere. Și peste toată această suită de mișcări, sunt niște mișcări pe care le percep, ochiul privește într-o simultaneitate, fără să ne dăm seama, acest scap de perspectivă dominantă, stânga, dreapta, cu tensiunile, se provoacă în cortex, sunt și tensiuni, le trăim. Plăcerea de a trăi orașul pe care îl parcurg, plăcerea de a trăi peisajul acesta liniștitor, dominat de oglinda de apă, de boara aceasta de umezeală benefică a lacului, și răcoarea vegetației și liniștea acestei curbe moi a podului din Herăstrău. Priviți cu atenție acest minunat parc când veți parcurge aleile splendide pe aleea trandafirilor, coborând către zona în care se află acest pod și mai departe pavilionul H și de acolo mai departe ieșind către bulevardul ce dă spre Casa Presei și mai departe spre podul nou creat, în stânga se află o biserică, în dreapta o benzinărie, parcurg acum cu imaginația un traseu spre Băneasa. Sunt niște zone frumoase ale lacului Herăstrău. Poate că de multe ori am spus-o și în emisiunea trecută, trecem pe lângă frumusețile acestui oraș. Acestui oraș implantat în mod
genial, aș zice, într-un bărăgan. Dar bărăganul ăsta conține și pădurile seculare, codrii Vlăsiei, cândva, oglinzile, lanțul, salba de lacuri, benefică, în acest climat destul de dur în timpul verii, cu contraste, cu diferențe de temperatură între iarnă și vară, poate și de 50 de grade. Și nu exagerez, minus 10 plus 40. Acest spațiu lăsat de Dumnezeu, de natură, în care avem de-a face cu recolte ca valoare, aș zice, această zonă în care se află București face parte din acel triunghi al grâului, situat în Franța, România și Ucraina. O paranteză, poate nu cu mare legătură cu imaginea pe care le desenez, dar nu întâmplătoare. Deci, am revenit la niște imagini desenate de mine data trecută și acum voi parcurge, vom sălășui puțin în zona aceasta frumoasă a Muzeului Satului. Să presupunem că ne aflăm într-o excursie, într-un periplu, în acest frumos muzeu al satului. Ce trebuie să vedem? Intrăm în muzeu. Undeva în stânga te așteaptă o frumoasă casă. Mergeți în acest muzeu și încercați să-l citiți, să-l gândiți, să-l savurați. O casă din Sibiu. Mai departe, în dreapta, undeva la intrare, casă din Năsăud. Mă întorc cu privirea din nou de la intrare către zona interioară a muzeului și iată biserica din Dragomirești. Pe parcursul meu o să văd niște foarte frumoase case, niște porți splendide din lemn, adevărată opere de artă, le găsim de sculptură în lemn. În periplul nostru prin frumoasa României le putem găsi din Maramureș către Bucovina, prin nordul Moldovei, ne întoarcem înapoi la Galați, prin București, mergem către Curtea de Argeș, mai departe Tismana, încerc să parcurg așa într-un cerc imaginar, fără să ne dreptățesc și sper să nu ne dreptățesc, deși sigur ne dreptățesc multe valori, să nu uităm Curtea de Argeș, un moment de istorie și cultură al neamului românesc. Și iarăși mă întorc la zona Tismana și mai departe intru din nou peste munți către Făgăraș, Sibiu. Am uitat Brașovul, am uitat Branu. Câte n-am uitat în această expunere a mea. Și iarăși mă întorc la Muzeul Satului. Mă aflu în Muzeul Satului și am să mă opresc la un obiectiv. Pe cât de banal, pe atât de important ca valoare. Poarta țărănească. Este ochiul, sprânceana gospodarului. Este poarta mică și poarta mare, poarta omului și poarta carului. Câte exemple de porți din toate regiunile țării nu găsim aici? Am să dau un exemplu de asemenea poartă. O să încerc să o schițez, fără să plictisesc prea mult pe privitor. Pe toată hârtia aceasta am să desenez un peisaj din Muzeul Satului. Staționăm de multe ori în fața unor obiective și nu știm ce să privim. Trebuie să ai un minim de cultură a spațiului pe care îl vizitezi, o minimă informație. De multe ori am văzut vizitatori grăbiți, foarte mulți din Japonia, din China, o masă de oameni care parcurg într-o viteză extraordinară și nu numai la noi în țară. Când se aude un zumze de acesta delicat, înseamnă că vin japonezi și chinezi care fotografiază tot. Sigur că după aceea selectează, probabil. Cât decelează, cât decodifică din spațiul văzut, depinde de ei, depinde de gria de percepție intelectuală a fiecărui individ. Revenim la Muzeul Satului. Mă aflu pe o alee, una din frumoasele alei din Muzeul Satului, în care voi desena aceeași dominantă. Noi ne aflăm pe undeva pe aici. O frumoasă poartă țărănească.
Și iată biserica, dominanta aceasta a bisericii, obiect de studiu pentru studenții noștri arhitecți, uneori obiect de chin, că trebuie să iasă bine, într-un timp scurt. Această superbă clădire de arhitectură din lemn, arhitectură ecleziastică, o să încerc să o schițez, sigur. Volumul acesta se descarcă pe un tăpșan, e o dominantă construită și naturală. Și iată drumul, undeva omul, oamenii, care circulă undeva, staționează pe o alee și admiră dialogul între niște clădiri. Dialogul între lumea construită și lumea naturală. Lumea aceasta naturală. Verticala vegetației, verticala construcției. Niște intersecții extraordinare de forme. Nu forme complicate. Evit să intru în niște detalii de geometrie construită. Niște forme prismatice, conice, se intersectează. E o conviețuire de forme. E un spectacol al acoperișurilor. Gândurile mă duc la imaginea plonjantă a unor clădiri din Sibiu, a jocul maestru al acoperișurilor din frumosul Sibiu. Joc de acoperișuri și de hornuri. Apoi anfilada de arce și turnuri din oraș, din Sibiu, de altfel și din Brașov. În general, orașul ardelean, orașul transilvan, conține asemenea structuri specifice Europei Centrale, e adevărat. Revin la acest desen. O formă tronconică, intersectată cu o formă prismatică, să nu intrăm în detalii, un joc, un spectacol de acoperișuri și de vegetație. Șiță, șindrilă, arcul, portița, poarta, cândva se mai zicea pe vremuri, e poarta omului și poarta boului, că pe aici intra căruța cu boi. O vinit omul meu cu boul. Și asta era poarta omului și poarta căruței. Aici e un spectacol, o artă, într-adevăr, a sculpturii. Timpul nu ne permite să detaliem. Acești stâlpi sunt o demonstrație, o demonstrare a maestriei sculptorului în lemn. Gândurile mă duc către sculptorul din Maramureș sau din zona Sfântul Gheorghe sau din Bucovina sau atâtea locuri sau sculptorul din Oltenia. Ne amintim de magistrul artei românești și universale de la Hobița. Nu i-am pronunțat numele, nici nu este cazul, nu? Brâncuș, căruia franțuzii au zis Brancuzi. Dacă aveți o posibilitate, și sigur puteți să o aveți, să vizitați pavilionul Brâncuș de la Paris, de la Bobuș. E un pavilion special creat pentru magistrul, pentru maestru arte universale, sculpturi universale. Mă întorc la peisajul din muzeul satului. O alee, acest tăpșan de care pomeneam, și natura, minunata natură.
ca într-o gravură japoneză, aceste crăci dintr-un copac care se descarcă peste peisaj. Un prim plan. Este o imagine pe care ochiul nostru, într-o fracțiune de secundă, reușește să o desprindă din realitate, să imprimă pe retina noastră și e trecută prin filtrul de decodificare, de percepție, fiecare cu sensibilitatea lui. Iată jocul acesta de acoperișuri și vegetația. Încercăm să demonstrăm în câteva linii ce vede un om într-o mișcare de la 0 la 4 km pe oră. Căci aceasta este viteza cu care parcurgem într-o mișcare curentă un vizitator. Am zis 4 km, că poți să mergi și mai repede, că vizitezi un spațiu într-o viteză, pomeneam de vizitatorii niponi, care reușesc să decodifice într-o viteză complexantă niște lucruri. Deci, această dominantă, alea pe care grupul de vizitatori parcurge un spațiu în care am câteva centre de interes. O poartă din lemn cu arcaturi, elemente sculpturale, jocul acoperișurilor, e ca o orchestrație cu un solist și un cor, un dialog între dominanta aceasta și centrul de interes din prim plan. Și toate acestea asigurate de către factorul liniște al vegetației. Aceste crăci care se descarcă parcă pe orizontul liniștit al unui cer pe care ne-l imaginăm aici. Încerc să simulez o schiță de dimensiuni mari, adevărat. Ce ar putea vedea un ochi sensibil? De ce este atras un ochi sensibil? Nori, o venatură de alb către albastru, ceruleu, o vegetație, să ne închipuim toamna. În peisajele pe care urmează să le prezentăm, sunt o serie de acoarele realizate cu ocazia unor vizite de studiu cu Uniunea Arhitecților prin România și nu numai, dar, repet, prin România, prin acest minunat spațiu al arhitecturii românești, Casa Țărănească, demna Casa Țărănească și demnul spațiu al dominantei ecleziastice, a bisericii de lemn și nu numai, din Bucovina până în Ardeal, mi-aduc aminte de Piatra Neamț, de Sucevița, de Moldovița, de Voroneț, de Arbore. Sunt monumente care îți induc o stare de adevărat reflex la minunile create de om. Cu aceasta o să închei pentru ziua de astăzi, în speranța că mi-ați înțeles această pornire din suflet pentru minunile artei românești. Vă mulțumesc!